puncte foarte importante, foarte multe ocazii de ratate și la final n-am simulat. Da, din nou ratăm foarte mult. La a doua repriză pot să zic că am suferit puțin. Au avut o posesie mai bună centru la Hermannstadt. Dar și așa ne-am creat foarte multe ocazii ca să închidem scorul, dar am ratat din nou. Ce să zic, îl felicit pe Popică, ne-a salvat la pe final, a făcut o paradă incredibilă și ne bucurăm că am câștigat până la urmă. Da, apropo de Popică, când te-ai accidentat atunci era a treia, a patra variantă, credeai că va ajunge unul dintre cei mai importanți din România? Nu. S-a dat Constanța asta? Sincer, nu. L-am văzut de atâția ani de zile, era, cum ai zis, poate a treia variantă. Dar bravo lui, a avut răbdare, încredere că va reuși și Dumnezeu l-a răsplătit. Acum este unul dintre cei mai importanți din Liga 1, din Superliga, și îl felicit. De unde această diferență între cele două reprize în această seară? Nu știu ce să zic, poate și ei au avut nevoie de scor. Noi am încercat să menținem rezultatul de 1-0, se prinde pe contraatac. A venit o relaxare a noastră care nu trebuia să revină. Și cred că acolo s-a mișcat pe joc. Acela care referi la faptul că mereu este nevoie de VAR să se acorde o penaltă, în special când vine vorba. Nu știu, nu vreau să vorbesc de arbitraj. Treaba lor, decide cei care este măsut. Marcel Răducanu, care a jucat în Germania, la Borussia, a spus despre meci că a fost totuși un partid de modestă. Dar fotbalul din țara noastră are un nivel destul de scăzut. Nu se mai uită la meciurile din Superliga, dacă nu-i comentă. Thank you. Thank you.